Ana Maria Prodan, filmată în timp ce se săruta cu un bărbat influent la o petrecere în Dubai. Ana Maria Prodan se află în plin divorț cu Laurențiu Reghecamp, însă încearcă să lase toate problemele în urmă. Impresarea a fost filmată în timp ce se săruta cu un bărbat influent din sport la o petrecere în Dubai. Vedeta se află în Dubai, acolo unde a avut mai multe afaceri de rezolvat. Seara trecută, Ana Maria Prodan a fost invitată la o petrecere, unde au participat mai multe nume mari. Cătălin Botezatu și Rubi s-au aflat printre invitați. Impresara a dansat toată noaptea și s-a distrat alături de prietenii săi, astfel uitând de trădarea lui Laurențiu Redecamf. Ana Maria Prodan a fost filmată de Rubin în timp ce se săruta cu Eduard Irimia, promotorul celebru de che 1 și unul dintre cei mai puternici oameni din sport. Impresara l-a sărutat de câteva ori pe obraz pe Eduard Irimia, apoi, din greșeală, l-a pupat pe gură, moment în care acesta i-a spus la ureche că e prezentă și soția acolo. Amuzați de situație, Ana Maria Prodan a salutat-o pe partenera celui care s-a ocupat de organizarea acestui eveniment. Filmarea a fost postată chiar pe contul de socializare al vedetei, iar din imagini se poate observa că toată lumea s-a simțit extrem de bine la petrecere. După lovitura pe care a primit-o chiar din partea lui Laurențiu Reghecamf, Ana Maria Prodan se focusează acum pe copiii ei, dar și afaceri. Atunci când timpul îi permite, ea merge să se distreze alături de prietenii săi în locuri de lux. Sunt live acum. Vă pupăm de aici, de la cea mai frumoasă petrecere din Dubai. Vă pupă dulcețile. Sunt aici cu cea mai selectă companie. Sunt aici cu marele Cătălin Botezatu, idolul român. Carmen de la Sălciua și, și Marian femeie din România, visez la puterea și determinarea ei. Pentru asta muncesc, Ana Maria Prodan le-a transmis rubi internauților în timpul live-ului. Recent în cadrul unui interviu pentru fanatic, Ana Maria Prodan spunea cum trebuie să fie bărbatul ideal pentru ea. Bărbatul perfect. În momentul în care intru cu el undeva, așa cum i-am spus și lui Laurențiu Reghecamf, trebuie să se facă liniște toată lumea trebuie să spună că a venit Ana Maria Prodan cu soțul sau cu iubitul ei. Dacă într-o sală sunt murmure și zâmbete și cuate, când intră soțul meu înseamnă că nu este ceea ce trebuie, a declarat impresara.